Am revenit în direct. Știrile dimineții continuă. Poliția rutieră ar putea ridica mașinile staționate neregulamentar, nu doar de pe stradă, ci și de pe trotuare. Este vorba despre o propunere legislativă ce permite acest lucru, o propunere care a primit deja aprobarea și uh, urmează să intre în dezbaterea Camerei Deputaților, care e și for decizional. Andrei Naiza ne spune mai multe, chiar acum. Bun găsit! Guvernul a transmis că susține inițiativa legislativă, dar să fie ridicate doar autoturismele parcate pe trotuar care nu respectă distanța de un metru pentru circulația pietonilor. Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne spun că în România nu sunt suficiente locuri de parcare, iar ridicarea tuturor mașinilor de pe trotuare ar fi practic imposibilă. Pe de altă parte, inițiatorii proiectului spun că prin această condiție pusă de guvern, șoferii vor fi încurajați să parcheze pe trotuare. Ei doresc ridicarea tuturor mașinilor, inclusiv de pe trotuar acolo unde nu sunt amenajate parcări. De altfel și în prezent este interzisă parcarea pe trotuare, însă de prea puține ori se dispune această măsură administrativă de ridicare a autoturismelor. Propunerea legislativă prevede că poliția rutieră poate dispune ridicarea vehiculelor staționate neregulamentar, atât de pe partea carosabilă, cât și de pe trotuar. Ridicarea și depozitarea mașinilor în locuri special amenajate se realizează de către administrațiile publice locale sau de către administratorul drumului public după caz, mai prevede proiectul inițiat de deputatul PSR, Cătălin Raportul de adoptare a proiectului a fost aprobat cu majoritatea de voturi pentru și două voturi împotrivă. Propunerea legislativă urmează să intre în dezbaterea plenului Camerei Deputaților.